lucrătorul, constructorul, arhitectul unei catedrale tocmai lucra cu minuțiozitate la partea nevăzută a unor statui și a unor lucruri de artă pe care le atașa clădirii bisericii. Și oamenii din împrejur au spus, ce sens are să lucreze acolo în spate unde nu o să vadă nimeni niciodată, acolo sunt doar păienje, păsări și așa mai departe. Și el a spus, zice, voi lucra în partea nevăzută a lucrării mele cu aceeași atenție cu care lucrez în partea văzută. Partea nevăzută, eu fac o lucrare pentru Dumnezeu, nu pentru păienje sau pentru păsări. Aș dori să cităm împreună din Sfânta Scriptură ceea ce spune Petru Apostolul în capitolul 3 din 1-a sa epistolă și versetul 4. Podoaba voastră să nu fie ceea ce se vede, adică arătarea în afară, ci podoaba voastră sau prețul vostru sau valoarea voastră să fie omul ascuns al inimii, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu are niciun fel de valoare, are valoare neutră pentru cei din familia mea sau din jurul meu sau pentru cei din biserică sau de oriunde ar fi. Omul ascuns al inimii este cunoscut doar lui Dumnezeu. Dar cu aceeași grijă și cu aceeași artă cu care mă port în vizibil, eu trebuie să mă port și să fiu în invizibil, acolo unde vede ochiul lui Dumnezeu. Aceeași grijă. Mântuitorul afirma lucrul acesta în mai multe locuri, spunând, Tatăl tău care vede în ascuns. Uneori suntem descurajați în firescul nostru atunci când suntem chemați să facem ceva care nu va fi văzut de nimeni, nu va fi știut de nimeni și practic rămâne un necunoscut. Nu, nimic nu rămâne necunoscut. Ceea ce este nevăzut la oameni, ceea ce este ascuns pentru oameni este vizibil și este evident pentru Dumnezeu. Noi trăim viața noastră înaintea lui Dumnezeu, înaintea ochilor lui, așa cum a spus el credinciosului său prieten Avram, umblă înaintea mea. Sigur că toată lumea îi vedea viața, dar el nu umbla înaintea lumii, el umbla înaintea lui Dumnezeu. Tu când faci milostenie, a spus Domnul Hristos, lucrează în ascuns, Tatăl tău care vede în ascuns. Să gustăm dar această bucurie a sufletului, a dialogului între omul ascuns al inimii noastre și Dumnezeu, care prețuiește mult ceea ce noi numim omul ascuns al inimii. Și astăzi, așa cum purtăm de grijă pentru omul vizibil, să purtăm de grijă cu mult mai mult și mai înalt pentru omul ascuns sau nevăzut.